sunt Valentina Dumitru, am 33 de ani și scriu poezii încă de pe vremea liceului. Am participat la mai multe concursuri literare unde am și câștigat diferite diplome. Prima diplomă câștigată a fost la concursul literar Eleganța Iubirii, care a avut loc la Montreal, Canada. Am mai participat și la Enciclopedia Poeților și Scriitorilor din întreaga lume, alături de poeți și scriitori din Polonia, Belarus, Italia, Franța. În anul 2021 am avut și lansarea primului volum de poezii, care se numește Poezia Vocea Sufletului. I-am ales acest nume fiindcă conține poezii de viață, despre părinți, despre bunici și despre iubire, bineînțeles. Astăzi am ales să vă recit o poezie de dragoste care se numește Îți dau suflare. Îți dau ochii mei de mur să vezi dragostea cu ei. Cât de frumos e în jur când e floarea prinsă întâi. Îți dau buzele amândouă ca să îți adune ele. Când mai cad din ochii tăi picăturile de rouă. Îți dau brațul meu călduț să te încălzească noapte, să te mângâie atunci când tristețea ți-a aproape. Îți dau chiar și pașii mei să calce drumul vieții tale. Și atunci când nu mai poți, îți voi da din piept suflare. Sper că v-a plăcut acest mic poem și vă urez multă inspirație și o zi cât mai frumoasă.